Deci sunt câștiguri la pariuri sportive? La Superbet, numai la Superbet. Da, 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 din mai multe, da. Din mai multe, da, părți. Da, mai multe ori. Uh-huh, că înțeleg că nu, mi se pare că nu poți să iei mai mult de 150.000 de lei odată. Păi depinde mai multe bilete, aia n-are un bilet. Da, dar nu. Aha. Da, frumos, frumos. 700, 600, 300, s-a durat. Aha. O să și asta era, dar e prima oară când câștigați sau s-a mai întâmplat chestii de genul ăsta? Păi, nu e prima oară. Păi de mai multe ori de asta. Uh-huh. Adică, practic, jucați de... Cumulate. Jucați de multă vreme, mă rog, sunteți pasionat de treaba. Uh-huh. Da, da, da. Și asta s-a... Înainte la un... Da. Loto Chrono. Am înțeles. Da. Na, ce să spun? Felicitări. Mulțumesc. Bine, am găsit pe declarația de avere și mi s-a părut foarte mișto știrea, știi? Păi, adică... păi și la București, tot așa m-au întrebat, sigur. Zic, sigur, atâta s-a adunat. Da, da, da. Că le-a luat și s-a mișoș. Așa, sunt la final de eu mai stărâi, că nu le-a venit sute de zi. Înțelegeți. Uh-huh. Ele apar, ai impozitul ăsta acolo și... A, și asta, da, este câștigul net, nu este brutul. Da, net. De aici s-a luat, după ce s-a luat 25%. Da, după ce s-a luat impozitul. Nu, că depinde de cum te dezi. Dacă ai până 600 milioane, e 1%, dacă te dezi, s-au făcut. A, e diferențiat. Ia, la impozite. Da, în funcție de valoarea uh-huh. Am înțeles, știam că e 25% și am crezut că... Nu. Că la jocuri de noroc e mai mare. Milioane, e 1%. Vorbim de... Aha. Deci, da, de dacă nu... trece peste o anumită sumă, da, crește, da, am înțeles. Da. Na, e bine atunci, ce să spun, felicitări, mai jucați. Da, mulțumesc. Nu mi-i găsit cu cea mai bună, l-am avut în ziua să spun. Da, am jucat și cum venea să fie. 1.200.000. Uh-huh. Asta cel a fost mai mare. Anul trecut. În aprilie. În ziua soției. Am o zi înainte. Da, da. Nu venea să creadă, dar plecam în concediu. Da, da. Așa e. Da, înseamnă că ai ieșit un concediu bun. Deci nu-i greșeală. Hai, da. Bine, domnul Stăicu. Ok. Păi, ce de glasa mea de avere? Eu o să joc și eu. Ce anume? Nu zic ce treaba vrea să declarăm. Ne mai uităm, domnule, și noi pe ele. Ne mai uităm și noi pe declarații. Normal, ca să-l presă. Sigur, da, că acum dețineți o funcție importantă acolo. Care? Păi nu mai sunteți director la AFIR. Ba da. Păi asta este o funcție importantă, nu? Da. Și atunci, da, normal că declarațiile de avere apar, că sunt publice. E normal. Nu e problemă. Bine. Bine, bine. O zi bună. Să-l presă, o zi bună.